Sfinxul din Egipt este unul dintre cele mai impresionante monumente antice. S-au scris numeroase texte cu privire la acest monument megalitic, despre care se spune că ascunde numeroase secrete. Sfinxul, la fel ca și piramidele, este dovada vie că trecutul omenirii este mult mai complex decât s-a anticipat. Camera secretelor. Încă din cele mai vechi timpuri s-a vehiculat ideea că Sfinxul din Egipt ascunde numeroase secrete. La propriu, pentru că este vorba despre o presupusă cameră în care creatorii acestui monument magnific ar fi ascuns o sumedenie de texte. Aceste texte ascund numeroase informații despre ceea ce s-a întâmplat cu mii de ani în urmă, evenimente pe care istoria noastră nu le cunoaște. Borisca și adevărul. Unul dintre vizionarii acestei lumi este Kiprianovici Borisca, băiatul foarte inteligent din Rusia, acum adult, care încă din copilărie a șocat lumea cu declarațiile sale. El susținea că și-a adus aminte de viața sa anterioară, în care trăise pe Marte. Acolo, în subteran, ar fi existat sau mai există, dacă povestea este reală, o civilizație de entități care seamănă cu oamenii. Ei sunt vechi marțieni care au reușit să supraviețuiască unui cataclism de proporții globale. Borisca a dat informații despre Sfinx și camera secretă din spatele urechii sale, spunând că viața de pe pământ se va schimba irevocabil odată ce Marele Sfinx va fi deblocat folosindu-se un mecanism complex în spatele uneia dintre urechile sale. Nu se poate spune cine sau unde există acest mecanism, dar odată cu plasarea lui în spatele urechii Sfinxului, o ușă secretă s-ar deschide și astfel oamenii ar avea acces la numeroase informații și la adevăr. Acestea vor schimba viața în totalitate, pentru că adevărul este cu totul diferit de cel pe care credem că îl cunoaștem în prezent. Ciudat este faptul că Borisca nu a mai fost văzut după ce a făcut aceste declarații și nimeni nu a mai auzit despre el. Edgar Cayce și camera ascunsă. Un alt personaj extrem de interesant care a vorbit despre camera secretelor a fost Edgar Cayce. Clarvăzătorul american, la fel ca și copilul ciudat din Rusia, le spunea apropiaților despre camera de sub piramide care ascunde secretele omenirii. Această cameră este păzită de Sfinx și doar atunci când oamenii vor fi pregătiți și vor atinge un anumit grad al spiritualității, atunci se va deschide această cameră. Omul va afla adevărul despre originea sa și trecutul tumultos al acestei planete. Graham Hancock este o altă figură care a declarat public că există multe mistere care înconjoară Sfinxul, că o capsulă a timpului este ascunsă sub el. Cheia secretă din Sfinx și legătura cu Marte. Doi cercetători afirmă într-o carte că există o legătură între Marte și Pământ utilizând fotografia originală NASA numită Face on Mars, care are o linie comună cu Marele Sfinx al Egiptului. În 1975, nava NASA Viking 1 orbita planeta roșie, fotografiind posibilele locații de aterizare pentru nava soră Viking 2, când a văzut umbra unei fețe umane. Un cap enorm de aproape 3 km părea să privească spre Pământ dintr-o regiune a planetei roșii numită Sidonia. David Percy și Mary Bennett, autorii cărții Dark Moon, susțin că imaginile originale ale NASA, ale feței de pe Marte, au indicat că era simetrică. Percy și Bennett a scris în cartea publicată în 1999. Aceasta a fost dedusă de către cei care au studiat aceste imagini și au văzut o asemănare extrem de interesantă cu Sfinxul din Egipt.
Autorii au constatat că după examinarea imaginilor îmbunătățite pe calculator, folosind contrastul de egalizare grafică a fotografiilor, se pot observa detalii în partea umbrită. Aceasta a condus la o comparație între cele două fețe, Sidonia și Sfinxul din Egipt. Percy și Bennett au scris: este posibil ca fața de pe Marte sau fața Sidoniei să fie de fapt un Sfinx. Ea încorporează atât omul cât și leul în desen. Aceasta este atât de asemănătoare cu Sfinxul din Egipt și din acest motiv trebuie să existe o legătură dincolo de înțelegerea noastră umană. Bennett sugerează că Marele Sfinx a fost conectat atât ca fond cât și energetic cu fața de pe Marte. Autorii au concluzionat: credem că aceste două structuri similare cu Sfinxul au o origine comună. Un mister greu de descifrat. Sfinxul egiptean continuă să-și păstreze misterele. Tot ceea ce s-a scris până acum cu privire la perioada în care a fost construit, cine l-a construit și ce reprezintă, sunt simple speculații sau presupuneri. Se spune că a fost descoperit în anul 1817 de către Giovanni Battista Caviglia, arheolog care a descoperit îngropat în nisip pieptul Sfinxului. S-a estimat că a fost realizat cu 10.000 de ani înainte de nașterea lui Hristos, perioadă care coincide cu epoca vărsătorului atunci când soarele răsărea din constelația Leului. Astfel s-ar putea explica faptul că Sfinxul are corpul unui leu. Începând cu anul 1922, Egiptul a devenit punctul de atracție al arheologilor. Howard Carter descoperă mormântul lui Tutankhamon, un mormânt intact de 3.000 de ani. Pe măsură ce s-au realizat și alte descoperiri, au existat numeroase tentative de a ascunde implicarea unei misterioase civilizații în construirea monumentelor de pe platoul Giza, cu toate că dovezile erau evidente. În anul 1935, presa occidentală publica primele știri cu privire la existența unui oraș ascuns subteran pe platoul egiptean cu o vechime de câteva mii de ani. Arheologii egipteni au negat această informație, cu toate că în partea superioară a Sfinxului au fost descoperite intrări care duc în interiorul structurii. Începând cu anul 2001, accesul cercetătorilor occidentali a fost interzis la presiunile făcute de CIA. Numele de Sfinx provine de la cuvântul grecesc sfingo, care înseamnă a ștrangula. Grecii foloseau cuvântul pentru a denumi o creatură fabuloasă care avea capul unei fete, corpul unui leu și aripi mari cu care își ștrangula victimele. Unii specialiști susțin că la început Sfinxul ar fi avut capul unei femei care mai târziu a fost remodelat. Numit uneori cea de-a opta minune a lumii, Sfinxul din Egipt este un simbol esențial al antichității. Această construcție impresionantă ne oferă o perspectivă neprețuită asupra trecutului. Deși au cercetat asidu de sute de ani, monumentul ridică întrebări cărora nimeni nu le-a găsit un răspuns satisfăcător. Au fost avansate numeroase teorii cu privire la Sfinxul din Egipt, dar nici acum nu se știe cu certitudine care a fost scopul pentru care a fost construit. Și, după cum vei afla în cele ce urmează, pare că unii oameni ar prefera ca secretele Sfinxului să rămână neelucidate. 1. Îngropat în nisip. De-a lungul anilor, câțiva dintre cei mai titrați arheologi ai lumii occidentale nu au avut șansa să vadă Sfinxul din Egipt în întregime. În 1798, când Napoleon Bonaparte a organizat celebra expediție din Egipt, a văzut doar capul imensului monument. Restul era îngropat în nisip. Corpul Sfinxului a fost scos la vedere pentru prima dată mulțumită ambiției unui inginer francez pe nume Émile Barèze. În timp ce alții renunțaseră la idee, Barèze a petrecut mai mult de un deceniu îndepărtând cantitatea uriașă de nisip din jurul structurii antice.
Astfel, datorită lui, în 1936, lumea a putut admira Sfinxul din Egipt în întreaga lui splendoare. Câțiva dintre cei care demaraseră lucrări similare cu ale lui Barez, pe care le-au abandonat, au fost Giovanni Caviglia, explorator și egiptolog de frunte al vremurilor sale, Auguste Mariette, un respectat arheolog francez, și egiptologul Gaston Maspero. 2. Cioplit dintr-un singur bloc de piatră. Monumentul antic a fost cioplit dintr-un singur bloc de calcar. El are o lungime de 73 de metri și o înălțime de 20 de metri. Din cauza deteriorărilor suferite de-a lungul mileniilor, forma sa originală a trebuit restaurată parțial cu blocuri de piatră. Ar fi prea puțin să afirmăm că Sfinxul din Egipt este o realizare arhitecturală uimitoare. Este foarte greu de crezut că magnifica structură a fost făcută de niște oameni simpli, precum egiptenii antici. Asta i-a determinat pe unii cercetători să susțină că Sfinxul și piramidele ar fi fost construite cu ajutorul unor ființe care stăpâneau tehnologii avansate. Fie că a fost vorba de ființe de pe alte planete sau de o civilizație pierdută în negura timpului, modul în care a fost construit Sfinxul din Egipt este un subiect care merită cercetat. 3. Nu există nicio inscripție privitoare la identitatea constructorilor. Statuia trebuie să fie avut o mare importanță pentru cei care au construit-o. Totuși, nu există inscripții care să ne spună cine este responsabil pentru construirea Sfinxului, care era scopul lui și mai ales când a fost construit. Cea din urmă este întrebarea cheie pe care o vom examina mai departe. Cei mai mulți istorici și egiptologi susțin că faraonul Cafre, varianta egipteană a numelui pe care grecii l-au transformat în Khefren, a ordonat construirea monumentului. Aceasta datorită unor mențiuni cioplite pe o tabletă de piatră aflată între labele din fața ale Sfinxului. Mai mult, majoritatea cercetătorilor cred că imaginea Sfinxului este cea a faraonului Cafre. Această teorie este în continuare cea mai răspândită, deși alte cercetări au descoperit că această supoziție este inexactă. Tăblița dintre labele Sfinxului nu precizează cine a construit Sfinxul, ea îl numește doar pe cel responsabil cu ridicarea ei. 4. Sfinxul din Egipt i-ar fi vorbit lui Tutmes al IV-lea. Potrivit unei legende, înainte să devină faraon, Tutmes al IV-lea dormea noaptea sub capul Sfinxului. Legenda spune că Sfinxul era deja o construcție cu vechime și că era îngropat în nisip până la gât. Când dormea, Tutmes a visat că Sfinxul îi vorbește. Acesta i-ar fi spus că, dacă îl va dezgropa, îl va face pe Tutmes faraon. În acel moment, deși avea sânge regal, Tutmes nu se afla pe linia de moștenire a tronului. După ce s-a trezit, el ar fi început să sape până a dezgropat întreaga structură. Sfinxul și-a ținut promisiunea, iar Tutmes a devenit faraon. 5. Un al doilea Sfinx? Cea mai mare parte a vastului deșert al Egiptului este încă neexplorată. Sute de structuri ar putea fi îngropate sub nisip, iar unii cercetători susțin că există posibilitatea descoperirii unei a doua structuri similare Marelui Sfinx. Autorii și cercetătorii Jerry Cannon și Malcolm Hutton sunt printre cei care cred acest lucru. Ei lucrează la o carte în care își vor expune teoriile. Cannon și Hutton menționează că în toate descrierile antice ale Sfinxului din Egipt, acesta este înfățișat alături de o pereche. Cercetătorii susțin că acesta este un indiciu al unui al doilea Sfinx, probabil distrus, care se află lângă piramidele de la Giza. 6. Se află aici de la începutul timpurilor. Așa cum am precizat deja, tăblița dintre labele Sfinxului nu spune cine a construit structura. Însă un rând de pe această tăbliță ne pune pe gânduri. Am fost aici de la începutul timpurilor.
Acest început al timpurilor este cunoscut drept Zeptepi. Potrivit scrierilor egiptene antice, Zeptepi a fost o epocă în care zeii umblau printre oameni, o epocă de aur. Desigur, istoricii conservatori susțin că Zeptepi este numai o legendă. Totuși, alții cred în posibilitatea ca această epocă să fi fost reală. Un astfel de cercetător este Robert Bouval. El și-a petrecut decenii studiind Sfinxul din Egipt, originile sale și scopul său sau însemnătatea lui. Teoria lui Bouval este cunoscută drept teoria corelării cu Orion. Aceasta spune că piramidele și Sfinxul aveau o legătură cu centura constelației Orion și că face parte dintr-o reprezentare a acesteia pe Pământ. Mai mult, Bouval a descoperit că în anul 10.450 înaintea erei noastre, alinierea dintre constelația Orion și monumentele de pe platoul Giza ar fi fost perfectă. Interesant este faptul că această teorie susține că Sfinxul din Egipt are cel puțin 12.500 de ani vechime, adică mult mai mult decât susțin istoricii conservatori. 7. Sfinxul din Egipt, erodat de ploi? Cercetătorii conservatori susțin că monumentul a fost construit în jurul anului 2500 înaintea erei noastre. Dar există probe și cercetări care susțin indubitabil teoria lui Robert Bouval. Un cercetător care a făcut investigații consistente în această direcție este geologul Robert Scotch. El susține că eroziunea apei de pe laturile Sfinxului ne ajută să determinăm vechimea lui reală. Potrivit lui Scotch, această eroziune a avut loc de-a lungul a mii de ani de ploi regulate și consistente. Astfel de ploi nu au mai căzut în Egipt de 7.000 până la 12.000 de ani. Dacă astfel stau lucrurile, atunci Sfinxul ar avea 12.000 de ani, dacă nu mai mult. 8. Este de fapt vorba despre Anubis? Dacă istoricii conservatori susțin că fața Sfinxului este cea a lui Cafre, alții susțin că fața originală nu era deloc umană. Unele teorii spun că a fost fața unui leu, reprezentând semnul zodiacal al leului. Totuși nu există documente sau obiecte de artă în care leii să aibă un asemenea statut în Egiptul antic. De asemenea, postura animalului nu este caracteristică unui leu. Spatele plat și postura Sfinxului din Egipt au mai multe în comun cu aliura unui câine. Este oare posibil ca Sfinxul să fi fost reprezentarea zeului câine Anubis, fiind schimbată ulterior? 9. O încăpere secretă cu documente? Deși ideea e considerată exagerată de către unii, mulți cercetători au investigat teoriile care spun că sub Sfinx se află o sală cu documente. Totuși, să nu ne imaginăm hârtii împrăștiate pe jos, ci mai degrabă pereți și tablițe cu inscripții. Legenda spune că sala documentelor conține informații ezoterice și calendare preistorice care merg până la începuturile timpurilor. Mulți atribuie păstrarea acestor documente supraviețuitorilor din Atlantida, care ar fi migrat și s-ar fi stabilit în Egipt. Potrivit unor teorii, atlanții ar fi depozitat aici informațiile neprețuite despre o lume dispărută. Misticul Edgar Cayce afirma că deține informații detaliate despre sala documentelor, dar mulți nu cred nici spusele lui Cayce, nici în abilitățile sale mistice. Alții însă spun că prezicerile lui sunt exacte. Oare are Cayce dreptate în ceea ce privește cele aflate sub Sfinx? Nu putem afla decât dacă inspectăm locul. În 1997, Joe Jahoda și doctorul Joseph Scor au făcut studii seismologice care indicau că sub monument se află un spațiu gol, exact acolo unde afirmase Cayce că se găsește sala documentelor. Mai mult, spațiul nu părea a fi fost creat în mod natural. Jahoda și Scor au cerut autorităților egiptene permisiunea de a excava zona,
dar nu le-a fost acordată. Deși au fost și alte echipe care au făcut cereri similare, și ele s-au lovit de același refuz. Oare de ce?